Doamna Viorica, noi ne cunoaștem, iată v-am găsit și aici, trebuie la Prisma de Star, da? Acest buchet vă aparține. Mulțumesc. Și acest coș, cu această sticlă de spumant. O pus la livadă. Corect. Și vreau să vă întreb, cum credeți, din partea cui am venit? Ar fi un indiciu, altcineva? Altcineva? Vecini, poate. O Ramanta. Așa, lista este mare. Și Ramanta aveți? Și bine. Deci eu pentru dumneavoastră am scris un mesaj de felicitare. Mă, dacă e greu, dacă aia. Și acum și-o faci din partea cui? Sunteți pregătiți să-l ascultați? Scumpa mea, azi din nou e ziua ta. Azi vreau să te repet cât de mult te iubesc și pentru dragostea ce mi-o porți, vreau să-ți mulțumesc. Noi doi prin multe am trecut, chiar de la bun început. Însă încrederea și dragostea ce o purtăm ne-a ajutat să câștigăm. Sănătoasă îmi doresc să fii soție, bunică și mamă pentru ai noștri copii. O fată avem și o iubim. Ea ne e bucurie ce o trăim. La mulți ani cu sănătate, mereu noi ți-o fi aproape. Cu drag, soțul Ion și mama Nina. Haideți mai aproape, domnul Ion! Mulți ani fericiți și frumoasă așa cum ești, măcar încă o dată 40, să ajungi, ca păi să mă treci pe mine. Și să-ți mai spun, să-ți porți bărbatul, i-am de foarte mare serie să îți dau un prieten și mulți ani trăiesc. Așa, încă o dată la mulți ani, dumneavoastră aveți un mesaj de mulțumire? Mulțumesc la soț. Doare pânci. Pentru surpriza asta care mi-a făcut-o și îmi iubesc. Nu eu, mama sa. Haideți și un amar frumos, da? Asta e mulțumesc. A, e cu date. Închideți ochii, vă rog. Hai cu toți. Amar! Amar! Multă dragoste să vezi. Și haideți să facem puțină veselie, să o continuăm, da? Azi e ziua ta, iubito, azi pe lume te-ai născut, cine și-a adus amin, mulțumește cât mai mult, o primer venit de-o viață, să te treci în dimineață, și câți ani te-ai mai avea, să-i trebuiești cu ei așa, astăzi este ziua ta,
Dumnezeu vede de sus și cu asta te-am spus, mă. De mai faci câte o pomană, să-ți întoarci harșă, mă.